Teatrul de stat Constanța a intrat în renovare după ani de zile în care clădirea se află într-o stare de degradare. Timp de aproximativ 18 luni, muncitorii vor încerca să pună bazele instituției de la ziduri de consolidare la instalații electrice. S-a pornit întâi cu lucrări de consolidare a structurii de rezistență, a fundațiilor, a pereților, a acoperișului. Apoi se va face o reabilitare completă a instalațiilor, asta vizând instalația electrică, instalația sanitară, instalația de alimentare cu apă. Se va crea și un sistem de generare alternativ a energiei electrice prin folosirea unui sistem de panouri fotovoltaice. Vom folosi și un sistem de panouri solare. Însă vestea proastă este că în acest moment actorii de la Teatrul de Stat nu mai au unde să repete și nici unde să-și prezinte spectacolele. Drept urmare, aceștia repetă în sediul administrativ, iar o premieră a fost deja reprogramată și probabil va fi pusă în scenă abia în vara anului 2022. Din păcate, în acest moment nu s-a găsit încă o soluție. Sunt mai multe variante. Actorii nu se opresc din repetiții, au proiecte, repetă și la spectacolele existente în repertoriu, dar și la proiecte noi. Acum, în timp ce discut cu dumneavoastră, în sala de alături care este lângă biroul, fostă sala de festivități aici, în spațiul administrativ, sunt repetiții la un proiect. Premiera acestui spectacol urma să iasă întâi de Crăciun. L-am amânat pentru 15 ianuarie și, din păcate, acum din nou a trebuit să amânăm, probabil în vară, vom da premiera la Teatrul de Vară Soveja. O variantă pentru actori ar fi fost Teatrul de Operă și Balet Oleg Danovski, însă momentan nu a fost luată o decizie în acest sens. Proiectul de reabilitare a teatrului este finanțat din fonduri europene și are o valoare de peste 8 milioane de lei fără TVA.